Emi, pentru a vorbi despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost om ca și noi, ca să putem învăța noi despre noi dacă știm despre El. Deci, El căuta să exprime inexprimabilul. Toți avem în viața noastră un inexprimabil pe care nu putem exprima nici cum, cum zice și Tom în Menajeria de Sticlă. Dar trebuie să le exprimăm cumva, să dăm cumva de știre. Și atunci Iisus, El asta a făcut, a făcut prin parabole, prin fabule, pilde. Ce de asemenea a făcut Solomon prin proverbe sau aforisme în Ecleziastul, ori David prin psalmi. Și alții asemenea. De exemplu, Asaf a fost pus de David ca să facă psalmi și să cânte la temă. Alții făceau prin profeție, profeții mici, profeții mari. Eli, Samuel, o grămadă. Chiar și acest David. Apoi, oameni ca Ezechia, care erau doar regi simpli, apelau la profeți, cum era Isaia, sau când erau bagiocoriți împreună cu toată cetatea, și Iuda, și Ierusalim, și templu și tot, o luat scrisoarea aia plină de blesteme și o dus-o la templul Domnului. Mai mult ce vrei să zic? Măi, dorule, măi.